Cele de groază petrecute pe drumul național 66 în zona localității Bănița din județul Hunedoara. O mașină s-a aprins ca o torță în mers. Șoferul a oprit autovehicolul imediat cum a simțit miros de fum. Acesta s-a depărtat de flăcări, apoi a pus mâna pe telefon și a alertat autoritățile. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri care au reușit să stingă focul înainte să se producă o explozie. Din fericire, în urma acestui incident, nimeni nu a fost rănit. Mașina însă a fost distrusă în totalitate.